Bătaie în toată regula la Cărbunești. Nu este vorba despre un scandal, ci despre concursul național de karate. Peste 250 de participanți din toată țara au luptat sâmbătă în prima ediție a concursului Cupa Gilortu. Concursul a fost organizat de municipalitate și s-a desfășurat la sala de sport din oraș. Un mare iubitor al acestui sport este și edilul șef de la Cărbunești, care susține că va transforma competiția într-una anuală. Ca multe alte lucruri în premieră, în Cărbunești, iată că începând din acest an, la mijlocul lunii iunie, va fi, asta este un început, va fi Cupa Gilortu. Este etapa a Cupei Naționale de Karate, după cum ați văzut, un record de participare, peste 250 de concurenți. Concursul s-a desfășurat pe mai multe categorii. Printre participanți s-au aflat și profesioniști care dețin centura neagră, dar și cei care se află la început de drum. Pe mulți dintre ei, filmele cu karate i-au inspirat și au ales să practice acest sport. Pentru alți participanți, chiar părinții sunt exemple. Te uitam la filmele astea chinezești? Da, când eram mic mă uitam. Și te-a fascinat probabil. Da, m-au influențat și filmele. Ce înseamnă centura neagră la tine? Păi, pentru mine centura neagră înseamnă mulți ani de lucru, multă muncă și... De câți ani practici acest sport ca să ajungi acum să porți centura neagră? Păi eu de 11 ani. Tati e sensei, antrenor și s-a închis sala și acum a început alta și de asta. A, și vrei ca să parcurgi toate etapele să ajungi la centura neagră? Da. Din comisie au făcut parte și reprezentanții Federației Române de Karate, care susțin că există toate șansele ca acest concurs, Cupa Gilortu, să ajungă la nivel înalt. Să știți că se ridică la un nivel destul de ridicat, având peste 230 de sportivi. Deci asta este o medie pe care o avem atunci când sunt competiții de capa campionat național sau Cupa României. Câștigătorii competiției au primit cupe, diplome și alte premii.